să înțeleg un lucru. Am avut o discuție și mi-ați făcut o adresă în care îmi spuneți negru pe alb. Să convocăm ședință pentru prelungirea liniei de credit și îmi spuneți în felul următor. Menționăm că valabilitatea liniei de credit de creditare expiră în data de 14.06.2018, iar neprelungirea acesteia implică returnarea valorii integrale a liniei de creditare, fapt ce ar conduce la blocarea activității societății și nerespectarea serviciilor contractate cu Municipalitatea și Consiliul Județean. Suntem în data de 13. Am convocat ședința în mod special pentru acest lucru. Ce să înțeleg? Că începând de mâine, returnați, cum spuneți dumneavoastră, valoarea liniei de credit și se blochează activitatea societății? Este un lucru... Adresa la dumneavoastră, mi-a scris și am răspuns. Avem și solicitarea celor doi subsemnat Ioan Brânzei și Vasile Chirou. Avem și adresa celor doi membri AGA care ne roagă să ținem această ședință, special pentru lucrul ăsta. Am înțeles și știm ce grav ar fi să pierdeți linia de creditare, pentru că vă ajută foarte mult. Iar astăzi nu ținem ședință. Dacă puteți să-mi spuneți. Da, într-adevăr, nu ce scuze că n-am voce necesară să răcesc și poate nu se înțelege bine. Cam fiecare an de zile, fiindcă noi avem această linie de credit de mai mulți ani, aprobat de Consiliul Local și de acțiune, contractarea ei, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a liniei, revenim cu o nouă cerere către Consiliul Local, având în vedere că în afara valorii liniei de credit sunt niște cazuri în spatele împrumuturile respective. Și în conformitate cu prevederile stabilite pe hotărâri din Consiliul Local, orice problemă de patrimoniu trebuie întâi avizată de consilier pentru a fi aprobată într-o adunare generală acționară. În acest sens, am făcut demersuri necesare începând cu începutul lunii mai, dat fiind faptul că am avut pe ordinea de zi a ședinții ordinare în care s-a aprobat situația financiară a banii și aceste două puncte.